După un sezon de toamnă aproape perfect, Rapidul a început să piardă serios din turație în 2015, coborând până pe poziția 5 -a în ierarhia seriei 1. Au existat și cauze obiective ale acestui regres, cum ar fi indisponibilitățile de lungă durată ale unor jucători importanți, precum Semeghin, Velescu, Sfrijan, Rohețchi, Plecanciuc sau Băgu, însă s-a adus în discuție și lipsa atitudinii și a formei sportive afișată de anumiți componenți ai lotului. Făcând o evaluare a tuturor celor întâmplate în acest sezon competițional, oficialii grupării Sucevene au început operațiunea de remaniere a lotului în vederea viitoarei ediții de campionat încă de acum cu trei etape înainte de finalul stagiunii în curs. Astfel, în urma unei întâlniri la care au participat membrii conducerii tehnice și administrative a clubului, s-a luat decizia renunțării la serviciile fotbaliștilor Sasha Marinkovic și Eduard Săvoia. Lui Marinkovic îi expira oricum contractul în această vară și, fiind accidentat, nu ne va mai putea ajuta pe finalul sezonului. În ceea ce îl privește pe Săvoia, acesta a jucat foarte puțin și nu a profitat de oportunitățile ivite. Apreciem că pe viitor îi va fi și mai greu să-și câștige un loc în echipă în condițiile în care din campionatul viitor cele două locuri obligatorii de jucători tineri vor trebui ocupate de fotbaliști sub 19 ani, a declarat președintele executiv al Rapidului Dumitru Moldovan.